Valul 5 al pandemiei de COVID-19 se simte și în Mehedinți. Cazurile de îmbolnăvire cresc de la o zi la alta, iar în ultimele 24 de ore au fost depistate 21 de persoane infectate la nivelul județului. Aproape 16.000 de mehedințeni au fost confirmați cu COVID-19 de la începutul pandemiei și până în prezent. De la ultima raportare au fost confirmate 21 de cazuri noi de îmbolnăvire la nivelul județului. În prezent, 416 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată, iar 20 de persoane sunt internate în secțiile de COVID. Situația epidemiologică de astăzi, 12 ianuarie, din județul Mehedinți este următoarea. 416 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 85 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice. 20 de persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 21 de persoane și nu a fost înregistrat niciun deces. De asemenea, crește și rata incidenței cumulative. La nivelul județului Mehedinți, rata de infectare este de 0,46 la 1000 de locuitori și în municipiul Drobeta-Turnu Severin este de 0,57.